Vă vine sau nu să credeți, suntem pe un drum județean. Drumul județean 291A. Drumul județean 291A se întinde pe 16 km. Pe anumite porțiuni nu a văzut niciodată asfaltul. Șoferii care tranzitează zona se plâng că din cauza nepăsării autorităților sunt nevoiți să achite facturi uriașe ca să-și repare mașinile. Drumul județean este foarte prost, Siretul și Rădăuțul sunt jalnice. Câți bani ai băgat acum în mașină pentru reparații? Acum, momentan, zilele astea am băgat 18 milioane. Anul trecut 20 și încă mai trebuie. Și defecțiunile sunt cauzate de starea... Defecțiunile sunt cauzate de starea drumului, bucșe, telescoape, treburile astea, din cauza drumului. Șoferii știu că drumul aparține Consiliului Județean Suceava, însă preferă să-și verse năduful pe primarii din zonă. Oamenii îi acuză pe aleșii locali că nu fac nimic pentru a rezolva problema. Și nu este o prioritate. Deci dacă nu e o prioritate, nu e o prioritate, nu așteptăm. Păi cred că pentru Consiliul Județean, pentru noi este, pentru locuitorii Comunii Mușeniță, este principală prioritate. Dacă întrebați pe orice cetățean din această comună, îi vă spune că drumurile, asta îi doare. Cred că eu sunt o persoană care am primit multe înjurături pentru acest drum. Pentru că n-au la cine să, adică pe altcineva nu întâlnesc să înjure și eu sunt cel care le încasez. Pentru toți. Îmi puteți spune dacă ați luat legătura cu cei de la Consiliul Județean, le-ați explicat problema? Eu legătură o țin de 20 de ani. Țin cu, fac memorii, cel puțin două memorii pe an pentru acest drum. Fac, este vorba și de securizarea frontierei, este vorba deci de acces la drum european, la orașul Rădăuț. Poate deveni și traseu turistic, dacă o luăm din Sereț, spre, se poate lua prin Mușenița, Frătăuț, Putna, la mănăstiri. Deci este, zic eu, că prezintă o importanță economică deosebită. Pe de altă parte, bătrânii din Mușenița spun că înainte de 1989, Consiliul Popular ar fi strâns bani de la populație ca să asfalteze drumul. Din punctul de vedere pe care îl cunosc, părinții noștri au plătit niște bani pentru asfaltare, dar acest asfalt s-ar fi mutat undeva în alte comune și nu s-a mai făcut realizat în perioada înainte de 1989. Deci s-au strâns bani pentru asfaltarea drumului? Pentru asfaltarea drumului, da. Înainte de 1989, da. Nu știm cât ar fi costat înainte de 1989 asfaltarea celor 16 km de drum, însă astăzi valoarea proiectului ar atinge pragul de 3 milioane de euro.